Să spuneți întâi cum vă numiți. Pompieră Ana Maria. Câți ani aveți? 30 de ani. Și sunteți de profesie? Sunteți casnic acum? Da, casnic. Și soțul? Soțul lucrează cu ziua. Ce nevoie ați avea în ceea ce privește educația copiilor? Rechizite, că sunt foarte scumpe și așa. Îmbrăcăminte, încălțăminte. Poate niște jucării? În jucării, că le cam duce lipsa la jucării. Și electrocasnice? Ar fi bun un aragaz și un frigider. Cele pe care le aveți bănuiesc că nu sunt da, foarte... nu sunt foarte ok. Frigiderul, mai ales când e o temperatură mai caldă în bucătărie, nu mai funcționează. Și aragazul dau cu scânteie și nu stă flacăra aprinsă. Povestiți-ne un pic de problema fetiții cu ochii. Mare travisul ăla la ochi și acum purtăm ochelari ca să nu-și mai fugă ochii foarte rău. Să nu mai... Da. Trebuie să mergem, merg cu ea mereu la control, de câte ori mă cheamă, sunt prezentă cu ea. Poartă ochelari dintotdeauna? Da, poartă ochelari, da. Așa? Dar acum vezi cu ochelarii ăștia? Da, de văzut vede. Dar trebuie unii noi, nu? Mai frumoși. Cu pisicuțe. Da, și mergeți la control la București? Da, la București. Am înțeles, dar nu vă puteți permite costurile unor perechi noi la de ochelari. La ochelari acum momentan nu. Spune Alina, câți ani ai? 5 ani. Da. Și unde mergi la grădiniță? Frumos. Frumos? Da. Și ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Doamnă. Vrei să fii educatoare? Bravo. Hai să continuăm și cu frățiorul. Ia spune, tu câți ani ai? 5 ani. Și cum te numești? Florin. Florin, bravo. Florin, de-aia spune, tu ce vrei să fii când o să fii mare? Polițist. Mă cheamă Eliza și am 8 ani. Bravo, Eliza. Și mergi la școală în clasa? Merg la școală în clasa 1. Bravo, în clasa 1. Și ai, cum știi să citești și să scrii, așa? Dar ea spune, tu le porți de grijă celor mici când mami nu poate? Da. Măi, da, dacă ar fi să vină mâine iepurașul de Paște, ce v-ați dori voi de la iepuraș? Hai ne gândim o secundă și... Ouă de ciocolată? Ouă de Paște și de ciocolată. Eu vreau să primesc un costum de polițist. Ai un costum de polițist și poate niște blugi? Blugi de polițist. Blugi de polițist, bravo. Și voi? Ce v-ați dori? Ca să fie rochie. Poliție. O rochiță? Da. Ce culoare? Roz. Bravo. Deci o rochiță roz și tu ce vrei? O rochiță roz.